Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Percheziții de amploare la posturile vamale moldoromâne ar fi vizați vameși corupți, iar descinderile au loc în comun cu procurorii anticorupție din România. O bunică și nepotul acestei au fost loviți de o mașină în timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni în capitală. Ambii au ajuns la spital. Ucraina cere Occidentului să-i livreze mai rapid armament, inclusiv tancuri, în condițiile în care trupele ucrainene sunt supuse unei presiuni sporite pe frontul de est. Percheziții de amploare au loc în cele 5 puncte de trecere rutiere a frontierei cu România. Ar fi o operațiune internațională pe care procurorii anticorupție din Moldova o desfășoară împreună cu cei de peste Prut. Detalii are colega noastră Mihaela Tabarcea, care urmărește subiectul. Mihaela, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Iuliana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă aflu în Vama Leușeni, unde procurorii anticorupție din Chișinău, împreună cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție din România, dar și alte instituții abilitate, desfășoară acțiuni de urmărire penală pe care le-au început în această dimineață. După cum vedeți, aici nu sunt mașini ale oamenilor legii. De partea română, însă, au fost văzuți mai mulți mascați care au ieșit din oficiile vameșilor și a polițiștilor de frontieră. Perchezițiile au loc în cadrul unui dosar pornit pe cauză de corupție. Deocamdată, însă, oamenii legii nu oferă mai multe detalii la acest subiect. Partea română anunță că descinderile au loc în 31 de locații, printre care și la cele 5 puncte de trecere a frontierei Moldo-Românie, dar și acasă la suspecți. Activitatea în punctul de trecere Leușeni nu a fost suspendată sau întreruptă din cauza perchezițiilor. Deocamdată, acestea au fost informațiile. Cu alte detalii revenim în jurnalul următor. Iuliana, ai legătura. Mihaela, mulțumesc. O femeie și nepotul acesteia au ajuns la spital după ce au fost loviți de o mașină pe o trecere de pietoni. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în această dimineață pe strada Miorița din capitală. O femeie aflată la volanul unei mașini a lovit o altă femeie în vârstă de 47 de ani și pe nepotul acesteia de 5 ani, care traverseau strada regulamentar. În urma impactului, cei doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale fără a fi internați. Șoferița este cercetată. 26 de accidente, 4 persoane decedate și 24 rănite. Este bilanțul accidentelor cu implicarea pietonilor care s-au produs în primele două săptămâni ale acestui an. Peste jumătate din cazuri au avut loc pe treceri de pietoni, iar restul în timp ce oamenii traverseau strada neregulamentar. Zilele ale acestui an au fost marcate de mai multe accidente în care 28 de oameni au fost spulberați în timp ce traversau strada, fie regulamentar pe trecerile de pietoni, fie în locuri interzise. 4 oameni au murit, iar 24 au fost răniți. Cele mai multe accidente s-au produs în seara zilei de 6 ianuarie. Poliția a anunțat atunci că 5 persoane au fost lovite în timp ce traversau strada. Aceste imagini au fost surprinse după cumplitul accident care s-a produs în acea seară la Măgdăcești. O femeie de 35 de ani a murit după ce a fost lovită chiar pe o trecere de pietoni. În aceeași seară, un bărbat de 74 de ani care traversa strada neregulamentar a fost lovit în plin de o mașină și a decedat. Alți 3 pietoni loviți s-au ales cu mai multe traumatisme. Au urmat și alte accidente, iar pe 10 ianuarie o femeie a fost spulberată în timp ce traversa regulamentar o stradă din capitală. În urma impactului, victima a fost aruncată la câțiva metri distanță. La treceri până în coaș este, sunt vreo 20 de metri, cred. Iar în seara zilei de 11 ianuarie, o femeie a fost lovită de o mașină la Trușeni în timp ce a încercat să traverseze strada într-un loc interzis.
Așadar, în primele două săptămâni ale acestui an au avut loc 15 accidente în care pietonii au fost loviți trecând strada regulamentar pe zebre. Acestea s-au soldat cu 2 persoane decedate și 13 traumatizate. Totodată s-au înregistrat 12 accidente cu implicarea pietonilor care au traversat strada neregulamentar. În aceste cazuri, 2 persoane au murit, iar 11 au ajuns la spital cu diferite traumatisme. Și luna decembrie a fost marcată de mai multe accidente cu final tragic. În 2 cazuri au decedat 2 copii. O fetiță de 12 ani a fost lovită mortal pe o trecere de pietoni din Fălești. Copila mergea la școală, iar la Chișinău un băiețel de 10 ani a murit fiind lovit în plin pe o trecere de pietoni în apropiere de aeroport. În total, anul trecut s-au produs peste 360 de accidente cu implicarea pietonilor loviți pe treceri. 13 oameni au murit, iar mai bine de 300 au fost răniți. Aceste cifre reflectă irresponsabilitatea șoferilor, în unele cazuri a pietonilor, dar în egală măsură și indiferența autorităților. Din 2016, ProTV încearcă să convingă autoritățile să modifice legislația și să înăsprească pedepsele pentru șoferii care nu acordă prioritate pietonilor pe treceri, dar funcționarii nu au dat curs cererii. Abia în vara lui 2022 a fost prezentat un proiect în acest sens, însă nici până azi nu a fost aprobat. După ce numărul de accidente cu implicarea pietonilor a crescut, în special în ultima perioadă, autoritățile au acționat mai mult pe Facebook. Poliția anunța bilanțul accidentelor, responsabilii de la primărie punctau câteva măsuri care urmează să fie implementate, iar la guvern, premierul își mustra subalternii. Îngrijorător de multe accidente rutiere grave care se soldează cu decese, mai ales la treceri de pietoni. Domnule Diaconu, ce putem face pentru ca să evităm aceste tragedii umane pe viitor? Și cerea explicații. Poate este oportun să ne gândim și la alte măsuri, să năsprim, de exemplu, legislația. Măsură despre care ProTV vorbește din 2016, dar până acum autoritățile nu au dat curs solicitării. Abia în vara lui 2022, Ministerul de Interne a pregătit un proiect care prevede pedepse mai dure pentru șoferi. S-a pregătit din partea guvernului un pachet legislativ, a fost remis și a fost trecut în prima lectură în Parlament. Acolo este prevăzut inclusiv înăsprirea sancțiunilor pentru persoanele care nu cedează trecere de pietoni. Chiar săptămâna trecută am trimis o scrisoare suplimentară către Parlament pentru a urgenta acest proiect. Dar va mai dura până proiectul va fi votat, pentru că legea este complexă și trebuie analizată minuțios, spune șefa Comisiei Juridice Numiri și Imunități a Parlamentului. Șeful IGP afirmă că odată cu adoptarea acestor noi măsuri, șoferii vor fi mai responsabili. Așadar, cei prinși că nu acordă prioritate pietonilor vor rămâne pentru o perioadă fără permisul de conducere. În orice situație de necedare a trecerii de pietoni, vorbim de suspendarea dreptului de a conduce mijlocul de transport 30 de zile. Vorbim în primă fază, dar dacă aceasta este repetată, deja ea se majorează și aici. Am spus, suspendarea apare până la 180 de zile. Cu pedepse mai dure se vor alege și șoferii care încalcă limita de viteză. Aici vorbim de puncte de penalizare și amenzi mai mari, dar dacă limita va fi depășită cu 40 de kilometri sau mai mult, atunci permisul ar putea fi suspendat automat, iar șoferii să fie obligați să mai facă încă o dată școala auto. Pentru asigurarea securității în trafic și prevenirea accidentelor și primăriile ar trebui să ia măsuri, spune șeful IGP. Cumva de a asigura marcajele rutiere, de a asigura sindrele de circulație, iluminatul și alte aspecte care cumva duc sau contribuie la producerea accidentelor rutiere. Răspunsurile sunt de felul următor. Suntem în proces de identificare a surselor financiare. Responsabilii de la primăria Chișinău susțin că în urma accidentelor frecvente din ultima perioadă au stabilit un plan de acțiuni urgente. Ne-am propus să evaluăm zone de cu risc, amenajarea unor limitatoare de viteză, construirea treceri de pietoni și pe înaltate. Când vor fi implementate toate aceste măsuri, nu se știe. Încă din anul 2016, ProTV a sesizat autoritățile despre necesitatea de a înăspri legislația la acest capitol. Atunci am lansat campania Ucigași pe treceri de pietoni.
Printr-un demers am solicitat Guvernului și Parlamentului modificarea legii astfel încât neacordarea priorității pietonilor aflați pe treceri să fie catalogată ca infracțiune gravă soldată cu suspendarea permisului de conducere pentru cel puțin 90 de zile și puncte de penalizare. Autoritățile însă nu au dat curs solicitării. În prezent, șoferii care nu acordă prioritate pietonilor se pot alege cu o amendă de până la 1.500 de lei și cu 4 puncte de penalizare. Noua subvariantă Omicron numită Kraken, care trezește temeri în rândul epidemiologilor, a fost confirmată și în Republica Moldova. 3 persoane s-au infectat, anunța Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Specialiștii spun că tulpina este cea mai contagioasă de până acum, dar nu provoacă forme grave. Au fost selectate 16 probe și a fost identificată varianta Omicron în toate aceste 16 probe, dar din cele 16, în 3 probe, în premieră, pentru țara noastră, a fost confirmată sublinia XBB15, care neoficial este numită Kraken. Probele au fost selectate de la pacienți din diferite regiuni ale țării, noua tulpină fiind depistată la 2 bărbați din Chișinău și la o femeie din Dubăsari. 2 persoane dintre acestea nu au fost vaccinate împotriva COVID-19. Nu am reușit să aflăm dacă cei infectați au fost spitalizați și în ce stare sunt. Specialiștii ANSP susțin că deocamdată nu sunt necesare măsuri restrictive la nivel național. Noi monitorizăm în continuare și vom vedea cum va derula situația. Vom selecta și vom mări numărul de probe testate. Săptămâna trecută în țara noastră au fost înregistrate 300 de cazuri de COVID. Specialiștii recomandă vaccinarea, aceasta fiind unica metodă sigură și eficientă pentru a preveni cazurile grave de coronavirus. Totodată, ANSP îndeamnă oamenii să respecte măsurile de protecție, să poarte mască în spațiile aglomerate, să păstreze distanța de minim 1 metru între persoane, să se spele cât mai des pe mâini, să aerisească încăperile închise și să se adreseze la medic la apariția primelor simptome specifice COVID-19. Acum o săptămână, primul caz de infectare cu subvarianta Kraken a fost depistată în România la un bebeluș. Noua variantă este rezultatul combinației dintre 2 fragmente de variante de Omicron. Noua tulpină se răspândește mai repede decât oricare dintre variantele Omicron cunoscute până acum. Cazuri au fost înregistrate în 29 de țări, dintre care 13 în Europa. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a rămas fără director. Asta după ce Ministerul Sănătății a decis să suspende din funcție actualul șef al instituției. Nu pot să permit ca să fiu călcat în picioare, să mi se calce demnitatea și onoarea mea. Ce spun colegii despre ordinul Ministerului Sănătății, dar și cum comentează această decizie ministrul Alan Emerencu, aflați în câteva minute la știri. Produse din tutun contrafăcute în valoare de 17 milioane de euro au fost confiscate în Franța, iar 9 suspecți, printre care majoritatea moldoveni, au fost arestați. Potrivit Europol, jandarmii francezi au percheziționat săptămâna trecută o adresă care s-a dovedit a fi o fabrică subterană, în care se produceau cantități mari de țigări. Acolo exista totul pentru a se fabrica, ambala și expedia țigări contrafăcute, inclusiv un spațiu de cazare, astfel încât muncitorii să nu fie nevoiți să meargă acasă. În timpul perchezițiilor au fost confiscate peste 100 de tone de produse ilegale, inclusiv 55 de tone de țigări în cutii. De asemenea, au fost confiscate vehicule și utilaje. Aceasta este cea mai mare fabrică clandestină descoperită până în prezent în Franța. Tutunul confiscat și produsele contrafăcute au fost distruse. La un an și jumătate de când a fost investit, guvernul Gavrilița nu și-a îndeplinit promisiunile făcute în campania electorală, iar imaginea care și-a creat-o trage în jos și imaginea președintelui Maia Sandu. Asta au declarat aseară analiștii Ion Tăbârță și Veceslav Ioniță la emisiunea În profunzime. Experții afirmă că echipa guvernamentală ar trebui să renunțe la retorica electorală și să livreze rezultate, altfel își vor pierde suportul și încrederea inclusiv a partenerilor externi. Cum a fost acest an, cum calificați activitatea guvernului la un an și jumătate de la investire? A fost un an complicat pentru toată lumea, atât din cauze obiective,
criza energetică, războiul din Ucraina, o criză fără precedent cu toate efectele negative ale acestui război. Dar totodată și din punct de vedere intern au fost mai multe probleme și din cauze subiective. Cred că actualul guvern putea face mai mult. Da, avem cauzele obiective externe, însă au fost probleme și în competența actului de guvernare. Guvernarea trebuie să realizeze că trebuie să iasă din retorica electorală pe care a avut-o în anul 2021 și este timpul deja, chiar și în condiții complicate, să înceapă a livra pentru cetățeni. Experții afirmă că guvernul a rămas în urmă cu realizarea proiectelor, deși partenerii externi au pus la dispoziție mai multe granturi și un suport financiar în acest sens, datorită imaginii bune pe care o are șefa statului pe plan extern. Președintele țării care trage în sus și guvernul care, să spunem cum este, guvernul trage imaginea președintelui în jos. Asta e un lucru care trebuie să-l constatăm. De ce această rezistență a PAS în ceea ce privește remanierile? Pentru că discutăm despre remanieri de atâta timp. Se creează niște așteptări, da, în societate, iar ele nu sunt îndeplinite, aceste așteptări. Despre remanieri se discuta de mult timp. Cred că undeva prin martie, aprilie erau așteptate primele schimbări în cabinetul de miniștri. S-a început războiul, era în mod evident că acest subiect nu domină. Momentul potrivit la care toți așteptau și cred că trebuia de făcut era prin iulie-august, când în perioada de vacanță era clar deja cine și ce poate, cei care ar fi venit în funcție ar fi avut un anumit răgaz. Ca să ne întoarcem iar la vestita întâlnire de la președinție, uitați-vă la cât timp, de când tot discutăm despre acest subiect și până la urmă nu știm. S-a discutat acolo despre demisia guvernului și noul premier Recean sau nu, și care este în general relația dintre Maia Sandu și premierul Gavriliță după acea întâlnire? Mi-a cutuit zile înainte mi s-a spus că luni va fi guvern nou și cu două zile înainte, adică sâmbătă seara, tot m-au sunat și spune stai liniștit, n-o să fie nimic. Analiștii afirmă însă că unii miniștri trebuie schimbați, inclusiv Andrei Spânu. Dumnealui în momentul dat este cel mai controversat ministru din actualul guvern. Dacă la adresa restului miniștri mai degrabă ar fi probleme de competență. Pot, nu pot, sunt în stare, nu sunt în stare, nu prea sunt probleme legate de integritate. Ori la adresa domnului Spânu sunt dubii sau interpretări privind și integritatea dumnealui. Totuși Spânu a spus de mai multe ori că nu o să-și dea demisia. PAS-ul este omogen, PAS-ul este în acest moment pe interior, da? Nu sunt omogen, dar dacă președintele țării va vocifera anumite lucruri, credeți-mă, au nevoie de 5 minute ca să fie omogen. Doamna președinte ar trebui să vină și cu anumite mesaje publice, pentru că nu exclud la acea ședință, dumneavoastră a pus întrebare să se schimbe actualul cabinet de miniștri. Și din câte cunoaștem, a fost un afront din partea unor deputați sau unor miniștri de a schimba acest guvern. Un afront al lor sau a unor grupuri de interese care stau în spatele unor persoane, dar se vede că în spatele unor persoane din PAS stau anumite grupuri de interese. Acest lucru este evident. Anterior, președintele PAS Igor Grosu, dar și alți fruntași ai partidului au negat că în interiorul formațiunii ar fi dispute sau neînțelegeri. Andrei Spânu a spus că nu comentează declarațiile politice. Ucraina cere Occidentului livrări mai rapide de arme în condițiile în care trupele ucrainene sunt supuse unei presiuni sporite pe frontul de est. Noaptea trecută, artileria rusă a lovit în orașe și sate din jurul localităților Bahmut și Avdiivka și a continuat bombardarea peste 30 de așezări din nord-estul Harkov, Sumy și Kherson. Statul major al armatei ucrainene a declarat că artileria rusă a bombardat aproximativ 25 de orașe și sate din jurul Bahmut și Avdiivka, cele două puncte pe care trupele rusești se concentrează pentru a avansa în regiunea industrială strategică din estul Donbasului. Опять територія детского садика, десь рядышком. За полчаса 8 прильотів СПО. Групу Вагнер а дистрибуїти імагінь відео ку руїнеле орашулої Соледар. ЧВК Вагнер. Солідарі.
как вы можете видеть из диспозиции, фактически за каждый дом противник грызался, не отдавал позиции, но поскольку натиск музыкантов здесь был особенно тяжел, ему пришлось отступить. В принципе, вообще наши сотрудники действуют при штурме довольно активно, довольно резко, стараются залетать, так сказать, на позиции противника, не дав ему даже опомниться. Как правило, это бывает практически под своей артиллерией, то есть артиллерия наносит удары артиллерийские, и в этот же момент уже наши бойцы вырываются на позиции противника. Comandamentul rus și un grup de mercenari Wagner susțin că au luat orașul. Ucraina dă asigurări că luptele continuă pe străzile din Soledar. Armata ucraineană a respins de asemenea atacuri rusești în apropierea a 20 de așezări din regiunile Donetsk și Lugansk, a precizat statul major general. Explozii au fost auzite azi dimineață în orașul rus Belgorod de la granița cu Ucraina. A fost activată apărarea aeriană și nu au fost raportate pagube sau victime. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a solicitat în discursul său video de aseară livrare rapidă de arme din vest pentru a face față presiunii ruse. Те, що сталося у Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, все це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля усіх учасників коаліції захисту України. Potrivit lui Zelensky, Occidentul oferă Ucrainei sprijinul de care are nevoie, însă nu și cel pe care îl vrea. Guvernul său insistă că are nevoie urgent de tancuri. Consilierul prezidențial Oleksii Arestovici demisionează în urma comentariilor controversate legate de racheta rusă care a lovit clădirea rezidențială din Dnipro. Aseară el și-a cerut scuze publice. Так вот, я сегодня хочу реально извиниться. Реально принести извинения следующим людям. Первое, родственникам и близким погибшим и пострадавшим. Второе, жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. Это трагедия для всех нас, но для Днепра это особая трагедия. И которые слышали один взрыв и знают, что ракета была одна. Oleksii Arestovici și-a înaintat demisia președintelui Volodymyr Zelensky în această dimineață, după ce zilele trecute a declarat că sistemul ucrainean de apărare antiaeriană a doborât racheta rusă care a lovit blocul din Dnipro. Aceste comentarii au fost rapid preluate de propagandiștii ruși, care au susținut că imobilul a fost lovit de o rachetă de apărare ucraineană. Fostul consilier prezidențial a declarat ulterior că Ucraina nu avea capacitatea de a dobori acest tip de rachetă lansat de Rusia. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost obligat de instanța de judecată să achite un prejudiciu moral de 200.000 de lei unei tinere care acum 5 ani a fost lăsată să avorteze singură în WC-ul instituției. Cazul a avut loc în luna decembrie 2017. Atunci, medicii i-au recomandat femeii să facă un avort medicamentos pentru că au depistat anomalii la făt. Avocații spun că acesta este primul câștig de cauză în rezultatul violenței obstetrice și ginecologice comise de către o instituție medicală publică. Este bine cunoscutul caz de avortare în incinta unei toalete din o instituție medicală din Republica Moldova. Instanța a pronunțat hotărârea și a decis ca să-i fie acordată din contul instituției medicale o sumă de 200.000 de lei în calitate de prejudiciu moral. Totuși, hotărârea nu este definitivă și irevocabilă și este cu drept de atac, iar Vadim Vieru susține că apărătorii au contestat deja decizia la Curtea de Apel, întrucât prejudiciul solicitat inițial a fost de 300.000 de lei. Totuși, chiar și la această etapă, faptul că există o hotărâre este deja un succes pentru țara noastră, fiind primul caz de acest gen. Este salutabilă hotărârea în sensul în care problema violenței obstetrice și ginecologice este destul de actuală pentru Republica Moldova și asta ar trebui să facă managerii din instituții medicale să aibă o atitudine mai
specifică față de astfel de cazuri și să întreprindă toate măsurile ca astfel de cazuri să nu se repete în viitor. Cazul a avut loc în decembrie 2017. Ecaterina Maximciuc avea 19 ani când a fost îndemnată de medici să facă avort medicamentos după ce s-a aflat că fătul avea malformații. În total eu am băut 8 pastile. Ei mi-au adus încă 2 și au zis să le iau ambele. Și am zis că nu mai pot deja. Îmi dădeam seama logic ce bombă se întâmplă acum în corpul meu și mă temeam să nu mor. Tânăra a povestit că a fost practic neglijată de medici și a fost lăsată să avorteze singură în WC-ul unei secții de la Institutul Mamei și Copilului. Am luat vasul și am mers la baie. Și nu m-am mai plecat și fetița a început a ieși. Până a revenit sora medicală, eu deja am examinat-o, deja eram cu ea în mâini și la ieșire din baie am auzit cum s-a reproșat ceva cuvinte că eu am murdărit baia de sânge. Deși au trecut 5 ani de atunci, Ecaterina susține că încă este urmărită de amintirea acelor clipe de coșmar prin care a trecut. Nu s-a uitat nimic, niciun leu din câștigați, necâștigați, nu acoperă nicio secundă de ce s-a întâmplat acolo. Sigur că acum deja sunt mai puternică, deja îmi cunosc și drepturile și obligațiunile. Cei de la Institutul Mamei și Copilului susțin că vor contesta decizia. Ținând cont de fapt că nu suntem de acord cu hotărârea judecătoriei Chișinău sediu centru, noi vom depune o cerere de apel la Curtea de Apel, care urmează să se expună deja asupra temenicii și legalității hotărârii adoptate. Acum 5 ani, când a avut loc cazul, 3 angajați de la Institutul Mamei și Copilului au fost demiși. După o serie de replici și declarații tăioase, Ion Ceban și Andrei Spânu se vor întâlni în instanță. Vicepremierul a anunțat că prima ședință ar urma să aibă loc în martie. Spânu l-a dat în judecată pe primarul Capitale pentru că acesta l-ar fi defăimat în cadrul unei emisiuni. Drept despăgubire a cerut ca Ion Ceban să măture primăria timp de un an. Pentru că România, într-una din misiuni, m-a acuzat de careva scheme cu Gazprom și Moldova Gaz, ceea ce este un fals ordinar. Pentru mine este mai important să dezmintă informația pe care a făcut-o publică. Andrei Spânu a cerut și despăgubiri. Am cerut un leu și se măture primăria un an de zile. Prima ședință de judecată ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii martie. Ion Ceban nu a venit cu o reacție și nici la telefon nu ne-a răspuns. Ping-pongul de acuzații între primar și vicepremier a început acum un an. Am văzut că și prințesul gazelor, un dita mai de ministru, Obșorovici, care ca un copârlică, ba fâlfâi cu un contract într-o parte, ba fâlfâi cu alt contract în altă parte, și se laudă și zice că bunul Dumnezeu ne dă timp bun. Dar problema ambuteiajelor, bunul Dumnezeu, nu vă dă timp favorabil cumva să rezolvați această problemă. La scurt timp după această declarație, Andrei Spânu a venit cu o replică. Chiar dacă e enervant, fiți calmi, nu fiți ca Ion, a scris Spânu pe pagina sa de Facebook. Cei doi și-au dat replici în privința altor subiecte, cum ar fi îndemnul de a economisi energie electrică sau pasajul subteran termoizolat cu polistiren. Directoarea Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Natalia Catanoi, numită în funcție acum jumătate de an, a fost suspendată prin ordinul Ministerului Sănătății. Responsabilii susțin că asta s-a întâmplat din cauza unui management defectuos. De partea cealaltă, Catanoi neagă acuzațiile și spune că va contesta decizia. Nu pot să permit ca să fiu călcat în picioare, să mi se calce demnitatea și onoarea mea. Orice ce se rezolvă, dar nu atâta timp cât mi se pune cererea pe masă ca să promovez pe cineva și să mă demit, eu să mă retrag. O să contest suspendarea mea și o să vin în funcție. Dar, stimați colegi, este clar că atâta timp cât pe mine nu mă vor în sistem, eu nu o să pot lucra. Natalia Catanoi spune că ordinul Ministerului Sănătății, prin care a fost informată despre suspendarea sa din funcție, l-a primită la sfârșitul săptămânii trecute. În document au fost menționate și motivele acestei decizii, management defectuos, nemulțumiri din partea pacienților și angajaților și restructurarea lentă a instituției. În instituția aceasta sunt oameni profesioniști și atâta timp cât am lucrat cu profesioniști alături, nici că acum nu poate fi
managementul meu defectuos și pe toată perioada aceasta de 6 luni nu s-au mărit decesurile în prezență, cum este scris în ordinul de suspendare, dar s-au micșorat decesurile în prezență și s-au mărit resuscitarea cu succes. Potrivit datelor oferite de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în anul 2021 au fost înregistrate 555 de decese în prezența echipajului de pe ambulanță, iar anul trecut cu 50 de cazuri mai puține. Totodată, în 2022 au fost raportate 46 de resuscitări soldate cu succes, adică cu circa 50% mai multe decât anul precedent. Mai mulți angajați ai CNAMUP sunt de părerea că Ordinul Ministerului Sănătății nu ar avea temei. În ce bază s-a făcut ordinul ăsta? Adică nici un temei nu este măcar. Dar nu sunteți de acord cu suspendarea? E sigur că nu suntem. Doamna Cătănoi e o persoană foarte integră, foarte pregătită din toate domeniile. Și a trecut mai jumătate de an de activitate și într-o jumătate de an nu se poate de apreciat omul la justă valoare. Sucot că asta e o greșeală. Doamna director are toate abilitățile ca să fie director. Doamna director a câștigat concursul legitim. Eu cred că trebuie să rămână în funcție și să activeze mai departe. Tot colectivul susține. De partea cealaltă, ministrul sănătății, Alan Merenco, menționează că decizia de a o suspenda pe Natalia Cătănoi din funcție este una asumată și justificată. Potrivit ministrului, directorul CNAMUP nu a îndeplinit cerințele fondatorului instituției, pentru că directorul nu s-a isprăvit nici cu una din misiuni, ba mai mult, oferă protecție personală și menține în funcții penali. Am luat decizia de a-i cere demisia, iar din moment ce a refuzat, am suspendat-o în condițiile legii. Se arată în postarea de pe Facebook a Alene Merenco. Natalia Cătănoi a fost numită în funcția de director al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească prin concurs la sfârșitul lunii mai anul trecut. Activează în cadrul centrului din 2004 și a ocupat anterior funcția de felcer și medic în cadrul echipei de terapie intensivă mobilă. Natalia Cătănoi a ajuns în funcția de director CNAMUP după ce fostul șef Boris Golovin a demisionat. Acesta însă continuă să activeze și în prezent în cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Golovin a figurat în calitate de suspect în mai multe dosare de corupție. Puiul de leu surprins într-o pădure din raionul Ștefan Boda a fost adus ilegal în țara noastră. Chiar și așa, animalul rămâne în grija stăpânului său. Dacă noi nu putem să creăm aceste condiții, noi nu putem să luăm acest animal la întreținere. Cu mai multe detalii, revenim în câteva minute la știri. Serviciile de informații ale Kievului susțin că Vladimir Putin vrea să pună mâna pe Donbass până în martie. Acesta ar fi ordinul pe care el ar fi dat noului comandant al Forțelor Armate Ruse din Ucraina, generalul Valeri Gerasimov. În acest sens, ieri, ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, ar fi vizitat trupele rusești implicate în invazia din Ucraina. Sergei Shoigu ar fi mers în zona operațiunilor speciale din Ucraina și a vizitat sediul grupului de trupe Vostok sub comanda lui Rustam Muradov, transmite Ministerul Rus al Apărării. De acolo a vorbit prin video cu alte posturi de comandă și cu generalul Valerii Gerasimov, proaspăt numit în funcție. Shoigu ar fi vorbit cu trupele despre evaluarea actuală a câmpului de luptă pe linia frontului și a înmânat distincții. Slujba este destoină. Защищайте наше отечество, помогайте тем, кому надо помочь. Делайте все для того, чтобы приблизить тот день, который называется День Победы. Уверен, мы сделаем все для того, чтобы этот день состоялся. Nu este prima dată când Shoigu pretinde că inspectează militarii care luptă în Ucraina. Acum o lună, el a anunțat că a vizitat pozițiile rusești din Donetsk, dar s-ar fi deplasat de fapt cu elicopterul la 80 de kilometri de linia frontului în Crimeea. Tot astăzi, statul major general de la Moscova a anunțat că Rusia oferă cetățenie străinilor în schimbul înrolării în armată în baza unui decret semnat de Vladimir Putin. Analiștii cred că astfel Putin caută să dea un nou suflu armatei care ar fi pierdut peste 100.000 de soldați în Ucraina. Spionajul militar de la Kiev susține că Rusia s-ar pregăti de fapt pentru un război de uzură pe termen lung după ce și-a dat seama că nu va putea prelua rapid controlul asupra Ucrainei.
Kremlinul pregătește probabil o mișcare decisivă în următoarele 6 luni pentru a recâștiga controlul în Ucraina, susține Institutul pentru Studiul Războiului. Secretarul general al NATO admite că urmează o fază decisivă a războiului și a promis că Ucraina va primi în curând mai mult armament greu. Asta în timp ce Germania anunță că tancurile Leopard vor fi gata abia la anul. În schimb, militarii ucraineni au început antrenamentele pe tancurile Bradley primite de la americani. Rusia nu a reușit să își atingă majoritatea obiectivelor sale majore în Ucraina de la începutul invaziei în luna februarie a anului trecut. Nu a reușit să captureze Kievul în primele 3 zile, precum și regiunile Lugansk și Donetsk, se arată într-o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului. Forțele ucrainene au eliberat mai mult de 50% din teritoriul ocupat de Rusia din februarie, inclusiv Kherson, singura capitală regională pe care Rusia a reușit să o cucerească. Campania Rusiei de a viza infrastructura critică a Ucrainei în timpul iernii, în încercarea de a-i demoraliza pe ucraineni, a fost de asemenea un eșec și în multe privințe a generat mai mult sprijin pentru Ucraina. Acum, potrivit analiștilor americani, următoarea mișcare a lui Putin în țara vecină va fi decisivă pentru a recâștiga avantajul după o serie de eșecuri ale armatei ruse. Suntem într-o fază decisivă a războiului, prin urmare este important să furnizăm Ucrainei armele de care are nevoie pentru a învinge. Sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai rapidă cale spre pace, a declarat secretarul general al NATO pentru un ziar german. Șeful NATO a făcut această declarație înaintea importantei întâlniri din 20 ianuarie a țărilor occidentale care oferă ajutor Ucrainei. Țara vecină cere de luni de zile mai multe arme grele. La începutul acestei luni, Franța, Germania și Statele Unite au promis trimiterea de vehicule blindate. SUA deja a trimis 50 de tancuri Bradley, iar soldații ucraineni au început antrenamentele. De asemenea, peste 100 de soldați ucraineni au mers în Statele Unite pentru a fi instruiți să manevreze sistemul de apărare antiaerian Patriot. Germania a afirmat la începutul acestei luni că va furniza Ucrainei 40 de vehicule de lupte Marder, dar Kievul a cerut vehicule blindate mai grele, precum tancurile Leopard. Berlinul anunță că tancurile Leopard nu vor fi gata de livrare până în 2024, deoarece trebuie dezmembrate complet și apoi reconstruite. Vehiculele au restricții în ceea ce privește reexportul, dar vicecancelarul Robert Habeck a declarat că Germania nu va sta în calea aliaților care doresc să livreze tancurile Ucrainei, chiar dacă guvernul german ezită să se angajeze într-un astfel de demers. Polonia și Finlanda și-au manifestat disponibilitatea de a furniza Ucrainei tancuri mai grele Leopard 2. Presiunea asupra Berlinului a crescut sâmbătă odată cu decizia Marii Britanii de a trimite 14 tancuri de lupte Challenger în Ucraina. Rusia a denunțat această decizie ca fiind una care nu ar face decât să intensifice conflictul. Pe turnul Eiffel din Paris au apărut aseară mesaje de susținere pentru femeile care protestează în Iran. Pe turnul de fier au fost afișate sloganele Femei, Viață, Libertate și Opriți execuțiile în Iran. Ambele mesaje îi aduc un omagiu lui Mahsa Amini, a cărei moarte a declanșat demonstrații în Iran, alături de arestări și execuții. Franța l-a convocat săptămâna trecută pe cel mai înalt diplomat iranian în legătură cu execuția unui cetățean britanic iranian acuzat de spionaj. Iranul continuă să rețină cetățeni francezi în ceea ce Parisul numește detenție arbitrară. Masacru într-un orășel din California, o familie cu 6 membri, printre care și un bebeluș de doar 6 luni, au fost împușcați mortal în somn. Doi bărbați înarmați au intrat în casă și au tras mai multe focuri, apoi au fugit de la fața locului înainte ca poliția să ajungă. Unele victime au fost găsite pe stradă. Unul dintre membrii familiei atacate era încă în viață când autoritățile au ajuns la locul tragediei, dar a decedat la spital din cauza rănilor. Potrivit primelor informații, atacul ar avea legătură cu un cartel de droguri.
Puiul de leu pe nume Bagira, care a fost filmat zilele trecute într-o pădure din raionul Ștefan Vodă, a fost adus ilegal în țară, anunță reprezentanții serviciului Vamal. Pentru a stabili cum a fost posibil acest lucru, a fost inițiată o anchetă. Între timp, animalul rămâne în grija stăpânului său, asta pentru că administrația grădinii zoologice din capitală spune că nu are deocamdată spațiu și condiții pentru felină. Conform datelor din sistemul informațional VAMAL, animalul vizat, pui de leu, nu a fost declarat și introdus legal în Republica Moldova de către persoane juridice. În aceeași ordine de idei, acest animal nu a fost declarat nici de către o persoană fizică. În acest context, responsabilii de la serviciul VAMAL au inițiat o investigație pentru a stabili cum a fost adus puiul de leu în țara noastră. Animalul însă rămâne în grija stăpânului său, deși legea interzice acest lucru. Asta pentru că la grădina zoologică nu ar exista un spațiu pentru feline. Nu avem condiții la moment să întreținem, mai ales că noi recent am primit 4 lei din Ucraina, din grădina zoologică orașul Harkov și i-am plasat într-o volieră mare. Trebuie să ținem cont de faptul că orice animal are condiții specifice de întreținere care noi trebuie să le respectăm. Dacă noi nu putem să creăm aceste condiții, noi nu putem să luăm acest animal la întreținere. Totuși, administrația grădinii zoologice dă asigurări că leul va rămâne sub supravegherea specialiștilor. Când stă în tom mesti, unde proживає сейчас. Ребенок там вполне достойные условия, питание. Животное в хорошем состоянии, никто его там не обижает. От бешенства, в том числе, от грибков, от различных вирусных инфекций кошачьих. Până la stabilirea tuturor circumstanțelor, inclusiv și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, inclusiv și cei de la grădina zoologică, urmăresc scopul de a plasa acest animal sau de a fi întreținut în cele mai bune condiții. Puiul de leu pe nume Bagira a ajuns în atenția publică după ce zilele trecute au apărut mai multe imagini în care acesta se plimbă în pădurea din Palanca Ștefan Vodă. Ulterior s-a stabilit că animalul exotic îi aparține unui bărbat din Căușeni. Acesta afirmă că a primit leul în dar din partea unei organizații pentru protecția animalelor pentru ajutorul oferit la evacuarea animalelor din Mariupol, Ucraina. Proprietarul a fost amendat cu 900 de lei pentru deținerea ilegală a leului. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!